Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la România, la zi, la capătul unei zile foarte, foarte călduroase și în ajunul altea numai puțin plăcute. Alături de noi este domnul Iustin Cionca, domnul Cionca, unul dintre liderii Partidului Național Liberal la Arad și fost primar al orașului Pecica, a avut și un mandat de deputat în Comisia Juridică, așa că nu poate fi pusă sub semnul întrebării competența sa în abordarea problemelor politice. Domnule Cionca, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Și dați-mi voie să discutăm înainte de toate despre ceea ce s-a întâmplat astăzi în județul Arad, în orașul Pecica, acolo unde dumneavoastră ați fost primar mai multe mandate și unde se dezbate, se află pe ordinea zilei, strategia de dezvoltare a orașului. Sigur că ne interesează strategia de dezvoltare a oricărei comunități, nu numai la nivelul județului Arad, în general la României, e bine să afli că se lucrează și se dorește să se lucreze și după strategii, pentru că după ureche se lucrează foarte mult și la fiecare nivel. Așadar, Pecica este unul dintre cele trei orașe care a fost selectat de Consiliul Județean pentru a beneficia de această strategie de dezvoltare, despre care am să vă rog să ne spuneți mai multe. Astăzi a fost o asistență cei drept la Pecica, poate nu pe măsura așteptărilor, dar oamenii au luat contact cu inițiativele administrației, administrația a luat contact cu ceea ce și-ar dori oamenii. Ce ați decantat dumneavoastră din această primă întâlnire? Da, astăzi a fost prima dezbatere cu public a noii strategii de dezvoltare a orașului Pecica. Dincolo de faptul că domnul primar Antal împreună cu echipa din primărie au încercat să facă o sinteză a ultimelor realizări, a ultimelor proiecte aflate în derulare și a perspectivelor pentru următorii câțiva ani, a fost o dezbatere în care cei care au venit astăzi, mă depinde, mulți, puțini, fiecare din punctul său de vedere. Eu consider că la ora la care a fost fixată această întâlnire au venit destul de mulți oameni, având în vedere faptul că la Pecica sunt oameni harnici care se duc la muncă. Eu am fost invitat în dubla calitate pe care o am, reprezentant al companiei de apă, dar și al grupului de acțiune local Lunca Mureșului de Jos. Amândouă cu investiții serioase în orașul Pecica și nu numai. Și să fiu sincer, cunosc foarte bine prioritățile orașului, am fost acolo aproape 9 ani primar, dar și de atunci încoace și până atunci am locuit în Pecica, deci este normal să știu ceea ce se întâmplă acolo și am interese, pentru că am casă acolo, doresc să rămân mai departe în Pecica și sunt strâns legat de această comunitate. Ca și discuții, am avut și dezamăgiri și satisfacții. Aș vrea să încep cu dezamăgirile. Din păcate, deși se știe foarte clar că această strategie de dezvoltare a localității este o piesă foarte importantă în obținerea fondurilor europene, pentru că vreau să vă spun că acele localități care n-au prevăzute următoarele investiții în această strategie nu vor beneficia de finanțare din partea Uniunii Europene. De aceea este foarte important ca acum, când faci această strategie, să prevezi în ea următorii pași. Practic, să-ți faci o programare ce vrei să faci în fiecare an de acum înainte. Acum, dezamăgirea este legată de politică, în primul rând. Pentru că la noi, la ora la care facem această strategie, ar trebui să cunoaștem prioritățile ministerelor, ar trebui să cunoaștem prioritățile României și, din păcate, după cum știți, nici la această oră, deși de acum un an trebuia să știm ce investiții sunt prioritare, care este strategia acceptată, deci propusă de către Guvernul României și acceptată de către Uniunea Europeană, nu există încă o certitudine. E foarte greu ca tu, la nivel de jos, să te pui să-ți creionezi direcțiile de dezvoltare a localității tale atâta timp cât nu știi ce bani și pentru ce vor veni de la Uniunea Europeană, de la guvern și mai departe după aia din alte surse. Ce știm astăzi este doar acele proiecte transfrontaliere între România și Ungaria, pentru că aici n-a fost decizia în România. Știți foarte bine că aceste proiecte se depun în Ungaria și iarăși din nou ne-au dat clasă și au reușit să miște mai repede. De asemenea, s-au ridicat discuții legate de înființarea unor școli profesionale, pentru că, după cum știți, principala
prioritate pentru orice localitate este, o reprezintă locurile de muncă și dacă se poate locuri de muncă bine plătite. Din păcate și aici, legea educației a fost modificată, 99 de articole, practic nici nu mai poate fi vorba că mai avem o lege a educației naționale, se văd că se pregătește o altă lege. Cert este un lucru, indiferent ce ne-am propune noi în strategie, nu putem să luăm deciziile la nivel local, pentru că deciziile se le iau la nivel de București, ați văzut nici măcar la Inspectoratul General de Învățământ nu se mai pot lua anumite decizii. Eu sunt membru în Consiliul de Administrație la Moise Nicoară și discutăm astăzi dacă avem voie să angajăm un bucătar. Deși, prin finanțare europeană, avem cea mai modernă bucătărie din domnul județ. Domnul Cionca, se discuta la un moment dat despre orașul Pecica și fac această precizare pentru că e posibil ca dintre telespectatorii noștri mulți să nu cunoască exemplul acestui oraș, pentru că VSTV-ul e și în Republica Moldova în acest moment, și în Serbia, și în alte 24 de județe deja din România. Să facem un mic profil al orașului Pecica. Este un oraș eminamente agrar, care are și o ambiție de a-și dezvolta o zonă industrială și chiar a reușit într-o oarecare măsură lucrul acesta, un oraș cu un șomaj scăzut și care la un moment dat își fixase ca țintă să devină municipiu. Poate al doilea sau chiar al treilea municipiu din județul Arad, dacă ne gândim că și alte orașe ar fi pretabile pentru acest statut și există județe în România care au mai multe municipii față de Arad, care are doar unul singur. Bun, Pecica a început la un moment dat o dezvoltare, și-a propus un incubator de afaceri, și-a propus o zonă industrială, s-a străduit să devină un al doilea pol de atracție în proximitatea municipiului. Care sunt șansele unei astfel de comunități aflate în plasa reședinței de județ să crească, să se dezvolte? Șansele sunt exact în acest sens. Bun, acum practic, să pornim din exemplul concret al orașului Pecica, în care poate că se regăsesc și alte localități din alte județe. Există un potențial de creștere? Este plauzibil ca un astfel de oraș să reușească să smulgă din investitorii care se îndreaptă spre municipiu? Sau funcționează și în administrație dictonul acela atribuit lui Rodin, maestrului Brâncuș, că nimic nu crește la umbra marilor arbori? Acum depinde foarte mult și de viziunea actorilor locali și de colaborarea între municipiul Arad și orașul Pecica. Dar ca să începem prin a prezenta orașul Pecica, vreau să spunem câteva cuvinte despre evoluția orașului. Noi am fost una dintre cele mai mari comune din țară, dacă nu cea mai mare, cu un puternic caracter agricol. Practic nici n-am avut industrie. Peste 60% din populație, în anul 2000, când a fost eu ales primar, se ocupa cu agricultura, fie că lucrau la cele patru cooperative agricole de producție sau la IAS sau la SMT-ul, cum se numeau aceste unități ale statului pe vremea respectivă, fie că primiseră terenurile înapoi, care aparținuse familiilor și lucrau individual aceste proprietăți. Cert este un lucru, că la vremea respectivă, nefiind atunci membri ai Uniunii Europene, nu primeam subvenții și că oamenii aceștia se chinuiau practic de la un an la altul să supraviețuiască. În 2000 am fost într-o delegație în Danemarca și acolo am văzut ce înseamnă o agricultură modernă, acolo am văzut avantajele și ce ne așteaptă pe viitor și atunci am luat decizia să schimbăm planul urbanistic general și să dăm o mai mare importanță industriei. Astăzi Pecica are 4 zone industriale și cu toate acestea încă avem mii de oameni care călătoresc la Arad. E foarte greu să faci concurență, pentru că firmele mari se fixează acolo unde există aglomerări urbane și unde existau utilitățile. Noi la vremea respectivă nu aveam gaz, în Pecica nu aveam canalizare. Astăzi, după 15 ani, putem să vorbim că ne apropiem și noi de 100% canalizare și apă, că am rezolvat gazul și avem pe toate străzile, dar în toți acești ani a fost foarte greu să vii să concurezi cu municipiul Arad. Din păcate, legislația nu încurajează administrațiile mici. Eu am încercat când am fost parlamentar să inițiez un proiect, dar până la urmă n-a trecut pentru că întotdeauna și în partide ponderea au primarii de municipii și direcția o dau ei. Mi s-ar fi părut mult mai normal ca impozitul care se colectează pe venituri să se colecteze
și să meargă la administrația care, de care aparține domiciliul celui care plătește și nu locul de muncă. Astăzi, dacă, să zicem, 1000 de oameni fac naveta din Pecica în Arad, impozitul se colectează la Arad. Ori pe mine mă interesează că acest impozit să urmeze pe cel care îl plătește. De ce? Pentru că trebuie să-i asigur confort. El vine la muncă la Arad, dar se întoarce acasă și acolo trebuie să-i creăm condiții ca el să poată trăi și banii lui să se întoarcă tot către el. Practic, asistăm la a doua centralizare. Dincolo de faptul că statul colectează toate veniturile la București, după aia le împarte, ei știu cum le împart, dar oricum nu se întorc către cei care acum au produs banii aceștia. Acum formula s-a schimbat, sigur că da. Bun, domnule Cionca, asta ar fi o soluție de dezvoltare locală, de creștere. Ar fi o soluție, numai că nu există voință politică și asta am văzut indiferent de guvernare. Toată lumea vrea ca banii să meargă la centru, să-i facem puternici pe miniștri, iar primarii să vină cu mâna întinsă după modelul care se face și în societate. Uitați-vă să vedeți, este descurajată munca, este descurajată. Cu îi dăm celui care stă acasă și nu produce. De ce? Pentru că e mai ușor să cumpăr voturile celui care depinde de stat decât de la cel care are independența. Acum, din fericire, în partea asta a țării, oamenii s-au obișnuit încă de pe vremea dinainte de Revoluție. Știți foarte bine că oamenii mergeau la muncă, lucrau la vagoane sau pe unde lucrau și veneau acasă și mai aveau câte o mică activitate, fie în grădină, fie câte un mic meseriaș care producea și lucrul acesta s-a conservat și imediat după Revoluție oamenii, având această inițiativă, s-au dezvoltat. E o mare diferență între vestul României și restul țării din punctul acesta de vedere. Și tocmai de aceea noi am încercat acum să transferăm din agricultură forța de muncă și a fost un proces destul de greu, cu atât mai mult cu cât vedeți că nu există o independență la nivelul școlilor. Eu am încercat de nenumărate ori să transfer și să transform aceste calificări care se dau și se dădeau când erau școlile profesionale, se mai dau după aia pe SAM-uri sau cum se numeau, în orice caz, nu liceu. Și, din păcate, ne lovim aici de la familii care nu doresc să-și califice copiii în funcție de cerința pieței. Bineînțeles, copilul ar vrea fiecare să facă facultate și să aibă o muncă cât mai domnească, cum zicem noi la țară, până la sistemul de învățământ care, din dorința de a-și proteja colegii care și-ar pierde catedrele dacă s-ar transforma profilul, și până la acea comisie națională care vine și spune tot felul de bețe în roate să nu poți face aceste transformări. Sunt structuri ermetice. Domnule Cionca, revin și vă întreb. La un moment dat, orașul acesta tânăr, și relativ mic, să spunem așa, la scară națională, nu la scară locală, pentru că aici este printre cele mai populate în afara municipiului reședință de județ, își fixase ca obiectiv să devină municipiu. Sigur că era un obiectiv extrem de ambițios, pentru unii chiar neplauzibil, dar pe undeva era o țintă spre care Pecica se îndrepta. Această strategie care a fost pusă în dezbatere susține în continuare acest obiectiv? Ca să devii municipiu, ar trebui să vezi care sunt avantajele dincolo de orgoliu local. Pentru că discuțiile au fost de ordin politic, adică noi ne-am fi dorit să fim recunoscuți ca suntem cel mai mare oraș și din punct de vedere al populației și din punct de vedere al puterii economice. Am fi vrut să fim recunoscuți ca primul oraș după Arad. Mai că, până la urmă, noi trebuie să ne uităm pragmatic la lucrurile acestea și să ne gândim care sunt avantajele pe termen lung pe care le-ar aduce statutul de municipiu. În actuala organizare administrativă a țării, n-ai beneficii, din potrivă, plătești impozite mai mari și statul nu asigură, să zicem, cu prioritate bani pentru municipii ca să zici că ai fi atras măcar de oportunitatea de a atrage aceste proiecte de finanțare. Vedeți aici, și aici aș fi vrut să ajung, să vă rog să facem o paralelă între aceste aspirații în momentul în care, cum te stimulează statul să-ți dorești să crești în rang, să-ți dorești să te dezvolți în condițiile în care impozitarea crește și astăzi sunt orașe, tot în județul Arad putem spune exemplu Curticiului, da, care se gândesc dacă nu ar fi oportun să facă pasul înapoi și din oraș să redevină comună. Da, pentru că, vedeți, și aici ține tot de strategie, că de aici am plecat cu discuția. Noi ar trebui să avem o strategie națională în care să ai niște ținte. În primul rând să ai o viziune și să spui de ce să urc, de ce să mă duc mai departe. Astăzi, pe programele de finanțare,
aproape toți banii sunt dați pe rural. Uitați-vă, de exemplu, pe programul operațional sectorial pe mediu, o să vină bani acum către rural. Guvernul, ani de zile, indiferent de culoarea politică, au dat bani pe rural înaintea urbanului. Păi, în București avem cartiere care au probleme cu canalizarea, știți foarte bine. Și noi, în loc să alocăm bani acolo, în primul rând, ducem banii către comune. Și știți care este problema? Investim, băgăm țeava asta în pământ și nu se branșează nimeni. Nu că nu și-ar dori oamenii de acolo, n-au forța financiară să plătească după aia factura. Noi degeaba finanțăm acum programe focalizate pe romi. Le introducem apa și canalul. Și după aia cine le plătește factura dacă oamenii n-au o meserie din care să-și poată plăti? Să știți că sunt costuri. Și atunci, eu cred că greșesc guvernanții când dau banii aceștia cu prioritate spre rural și nu îi dau cu prioritate spre urban. Noi am devenit din comună în oraș, pentru că la vremea respectivă era un curent de sprijinire a orașului pentru a se dezvolta ca centre de locale de dezvoltare. Și am beneficiat pe programul operațional regional de o finanțare de câteva milioane de euro, foarte puțin, practic am acoperit cam 25% din necesar. E vorba despre asfaltarea străzilor, modernizare, trotuare, spații verzi, tot ceea ce se poate face frumos într-o localitate. Dar am făcut un sfert din localitate pentru că atâția bani erau. Mai avem încă 3 sferturi și nu este identificată încă sursa de finanțare să continui ceea ce a început. De asemenea, programul operațional sectorial pe mediu dădea bani cu prioritate orașelor pentru canalizare. Astea sunt cele două beneficii de care pot să zic că Pecica s-a bucurat, dincolo de dezvoltarea instituțională, că ni s-au aprobat și nouă niște deconcentrate, că am reușit și noi să dezvoltăm postul de poliție. Vă dați seama că o comună avea 7 polițiști, un oraș are 21. Gradul de securitate este mult diferit, iar astăzi ni s-a aprobat și jandarmeria. E altceva, la o populație de 13.000 de locuitori, să ai 7 polițiști, vă dați seama că n-au cum să acopere, mai ales că suntem o zonă tranzitată, în care și acesta este un risc de a se întâmpla tot felul de infracțiuni. De aceea, eu cred că cei care guvernează ar trebui să își citească programul de guvernare, pentru că în toate programele am observat că există grija asta de a prioritiza investițiile și să dea bani înspre localitățile care pot genera venituri suplimentare. N-are niciun sens să îngropăm banii în rețele unde știm că nu vom mai avea abonații. Un lucru foarte simplu. Din păcate, toate guvernările continuă politica asta păguboasă. Și atunci eu vă întreb pe dumneavoastră, ce interes aș avea eu să devin municipiu dacă nu sunt stimulat? Atunci mai bine fac un parteneriat cu Aradu, că tot ați pomenit de rivalitatea asta, și să profit de oportunitatea asta, că suntem foarte apropiați geografic. Da? Și să gândim un pol de dezvoltare, așa cum vă citeam editorialul și vă felicit pentru el, cum ați susținut dumneavoastră apropierea dintre Arad și Timișoara. Din păcate, din partea unor orgolii prost înțelese, noi nu vedem ce am putea să câștigăm din această unire, ne uităm doar la orgolii locale care sunt păguboase până la urmă. De cele mai multe ori. Și, domnule Cionca, haideți să luăm o scurtă pauză publicitară și revenim apoi tot cu aceeași discuție pe un alt palier. Am spus cu toții că vrem o țară ca afară, vrem orașe ca afară. Să vedem cum putem să facem lucrul acesta, cum putem realiza ca acele mici comunități românești să fie comparabile cu micile comunități, măcar ungurești, dacă nu austriece, dacă nu nemțești. Ce trebuie să facem? Ce ne lipsește? Sau unde ar trebui să plusăm? Revenim cu această discuție după o scurtă pauză publicitară. Iată, ne reveniți, doamnelor și domnilor, la discuția noastră cu domnul Iustin Cionca din partea Partidului Național Liberal. Domnul Cionca, așa cum spuneam, are o îndelungată experiență politică și administrativă și discutăm astăzi cu domnia sa despre șansa de dezvoltare a orașelor mici. Domnule Cionca, enunțam înaintea pauzei publicitare faptul că a tot circulat în spațiul public așa o autosugestie, dacă vreți, vrem o țară ca afară. Și sigur, de aici putem transfera și asupra orașelor noastre. Vrem orașe ca afară, vrem comune ca afară, vrem sate ca afară. Întrebarea este ce ar fi trebuit să facem sau ce trebuie să facem în continuare ca aceste localități ale noastre să fie comparabile măcar cu cele din proximitate, pentru că este un oraș de graniță și eu vreau să spun că uneori
Te doare sufletul să vezi că, nu știu, mocul, dincolo de frontieră, are la câțiva zeci de kilometri de pecica, are posibilități mult mai mari și se dezvoltă pe orizontală, se dezvoltă chiar pe verticală, își creează obiective cu priză la turiști mult mai semnificative decât pecica sau în imediata proximitate nădla, care este într-o situație chiar mai rea decât pecica. Eu, sincer să fiu, nu știu dacă lumea când spune că își dorești cu o țară ca și afară, chiar își doresc. Pentru că eu constat așa, din relația pe care o am eu cu electoratul meu, toți ne dorim drepturi ca și afară, când discutăm despre obligații, începem să dăm înapoi. Și vă mai spun un lucru, ei spun, da, să se facă ordine, dar să nu înceapă de la mine. Dacă se poate, începeți cât mai departe de mine și la urmă să veniți și la mine că vedem ce facem. Nu ne place disciplina, din păcate, și va trebui să ne schimbăm mentalitatea. Cel mai mare câștig de după Revoluție nu reprezintă faptul că mulți români au plecat afară și ne-au trimis bani în țară. E un câștig, dar nu asta e cel mai mare. Cel mai mare câștig este schimbarea de mentalitate. Ca și în orice altă localitate, avem și noi oamenii care, disperați din cauza traiului greu pe care îl duceau aici, au luat calea să plece afară, să muncească. Unii se întorc cu bani și își încep o viață aici și am observat o schimbare de mentalitate. Brusc interesează și cei în fața casei, nu numai interior. După cum știți, cel puțin în partea asta de țară, oamenii dau foarte mult pe confortul din interior și intrați aproape în orice casă și să-ți constatați cât de bine, de cât de curată, cât de multă grijă au proprietate față de mediul în care trăiesc. Spre deosebire de alte zone în care nu se pune foarte, mai ales în București, unde ei se duc în weekend la predeal munte sau la mare, da. Și casa este ca un fel de gară. Vin, pleacă, nu prea dau foarte mult pe chestia asta. La noi, oamenii întotdeauna au fost gospodari și au avut grijă ca să fie frumos. Dar afară nu i-a interesat, pentru că așa a fost educația aia comunistă. La un moment dat, țin minte, se puneau cartofi la stradă ca să mai producem ceva. Sau și atunci, pruni. Da, și atunci era mentalitatea asta că nu e al nostru. A fost foarte greu să-i convingem pe oameni și să-i obișnuim să-și întrețină fața casei. Ei, constat cu plăcere că cei care vin de afară, deja nu mai trebuie să faci niciun efort, ei se îngrijesc să facă. Și am observat că dacă cineva începe pe o stradă să-și întrețină gazonul, o să înceapă și cel din stânga și cel din dreapta. Și, adică mimetismul funcționează și la bine, nu numai la rău. Eu zic că da, funcționează și chiar am cazuri în care am constatat că fără să folosești forța, că vezi, noi suntem tentați să trimitem poliția locală să dea amenzi. Nu rezolvăm lucrul acesta, trebuie să învățăm pe oameni că până la urmă e o chestiune de logică. Câți oameni îți intră în casă ca să te judece? Și câți trec prin fața casei tale și te judecă? Cred că mult mai mulți trec pe stradă și își fac o părere despre tine în funcție de cum îți întreții casa pe exterior. Și cred că de aceea ar trebui, dacă ținem ca să avem o reputație bună, să avem grijă în primul rând afară și să încercăm să ne îngrijim de părticica aia din oraș, pentru că cel mai important lucru este să simți că faci parte din acea comunitate. E adevărat că aici trebuie să intervină autoritățile și să încerce să sensibilizeze, și când mă refer la autorități, nu mă refer doar la primar sau la consilier local, că prea multe așteptări avem de la factorul politic. Eu cred că aici e rolul și al învățământului și al preoților. Pentru că discutam și azi la dezbatere. Noi, administrația locală, ia produsul finit. Vine și îmi dă un copil crescut, așa cum a fost crescut, cu valorile pe care le-a primit în familie și în școală, cu educația care a primit-o, religioasă sau nu, și du-te, primul lucru, la primărie să-ți caute loc de muncă. Eu am calificarea asta, eu acolo vreau să lucrez. Foarte greu. Până la urmă, noi trebuie să ținem cont de piață. Ce cere piața? Vă spun acum, avem 4 brutării, care este un brand, pâinea de pecica, pita de pecica, cum îi spunem noi. Nu găsim brutari, deși sunt bine plătiți. Majoritatea părinților doresc ca să-și facă o educație pentru copii, să le dea, dacă se poate, studii superioare, și atunci întrebarea mea este cine mai face pita asta? Că este necesar, nu putem să trăim fără ea. De aceea eu cred că într-o comunitate locală contează și liderul pe care l-ai ales să aibă viziunea și să
fac în așa fel încât localitatea asta să fie atractivă și pentru investitori, să fie o competiție între investitori ca să creeze locuri de muncă bine plătite, că numai așa putem ajunge acolo, nu putem obliga privatul să le dea salarii fără să țină cont de niște reguli. În al doilea rând, trebuie să motivăm dascălii să le dea o educație copiilor astfel încât atunci când ei termină să aibă cunoștințele de bază. E o ruptură între ce învățăm în teorie și ce se întâmplă în practică și asta de la grădiniță până la facultate. Eu am terminat facultatea de drept. Credeți-mă, nu, aproape nimic nu-ți folosește, acum exagerez, dar nu înveți practică. Ar trebui schimbat o reformă profundă, dar nu se vrea. Nu se vrea. Și atunci, evident că faci școala aia aproape degeaba. Pe mine nu mă interesează că tu poți să memorezi pe de rost nu știu câte texte. Eu vreau să văd când vii acolo pe postul ăla să-mi ofer soluții. Da? Eram primar și veneau angajații și mă întrebau cum să facem aici. Eu nu pot să vă dau sfaturi ca și primar, că nu sunt pregătit pe toate domeniile astea. Eu aștept din partea personalului să-mi dea sfaturi și poate că aici trebuie să-i și încurajăm puțin. Că... Să fie puțin creativ și inovativ. Da, și școala trebuie să facă lucrul acesta. Aceasta de creativitate, de inovație, dumneavoastră o descoperiți, o identificați în aceste comunități mici? Acum, dacă mă refer la Pecica, da, la unele mai mici s-a cam pierdut. Bun, eu discut totuși de localitățile acestea de 10.000 de locuitori, să zicem 15, 20.000 de locuitori, unde creativitatea asta chiar poate face diferența. Deci noi avem acum, din punctul ăsta de vedere, chiar putem să spunem că există. La Pecica ați văzut și proiectele pe care le-am scris și în domeniul cultural începem să avem o identitate. Domnul Cionca, omul își pune o întrebare. De ce să trăiesc în comunitatea X sau comunitatea Y? Făcea și dumneavoastră referire la faptul că vine să lucreze în municipiul reședință de județ, dar se întoarce să trăiască acasă. Cu ce-l puteți dumneavoastră, orașul, convinge să nu rămână în municipiu, ci să facă naveta? Păi acum, până la urmă, dincolo există, de rădăcini, există care sunt substratul economic. Eu vreau să spun că dacă o administrație locală începe, cum am făcut noi, să deschizi un cartier de locuințe, da? În care să-i oferi o casă la un preț mult mai mic decât este în Arad, și a avut loc chiar o migrație, pentru că oamenii și-au vândut un apartament, mai ales când a fost boom-ul imobiliar, și-au vândut un apartament în Arad și cu banii ăia și-au cumpărat o căsuță la Pecica sau în alte localități din jurul Aradului și le-au mai rămas niște bani din care să pornească, eu știu, o afacere sau să-și iau o mașină sau, eu știu, să-și crească confortul. Foarte mulți arădeni pleacă din municipiu, de la blocuri în special, se duc spre aceste localități. Avem pensionari care, odată ieșiți din câmpul muncii, își caută o localitate liniștită, unde să-și pună ceva în grădină, să țină acolo câteva păsări și să-și ușureze viața. Din punctul ăsta de vedere, este foarte importantă oferta pe care o face, până la urmă, cei care sunt la conducerea destinelor acestor localități. Mai există o variantă, să vii să încerci să-ți găsești potențialul. Dom'le, ești, să zicem că ai avut o reputație că în localitatea ta sunt foarte multe firme de construcții sau instalatori renumiți. Să ai grijă să ții, cum am v-am spus acum, cu meșteșugul ăsta al pâinii. Da? Noi am avut grijă să-i promovăm pe oamenii ăștia atât cât poți, pentru că, din păcate, nu prea ai instrumente legale. Imediat ai o problemă cu DNA-ul sau cu DICOT-ul sau cu nu știu cine, dacă dai o mână de ajutor unei întreprinzători. Dacă ești corect, nu ai. Și aici, nu știu dacă nu ai, că acum constatăm că deja tot mai multe îngrădiri și oamenilor le e frică să mai facă ceva, că să nu fie anchetați. Așa ar fi normal, cum spuneți dumneavoastră, să nu, dar credeți-mă că există o frică deja de a mai ajuta într-un fel sau altul. Păi eu vă întreb pe dumneavoastră, dacă eu vreau să aduc un investitor în Pecica, dar legea nu-mi permite să-i dau terenul pe gratis, că mâine sunt anchetat de ce i-am dat, că am produs un prejudiciu orașului și i-am produs lui un beneficiu. Pot fi anchetat? Întrebarea este, e normal? Pentru că eu trebuie să gândesc pe termen lung. Da, îi dau un teren pe gratis, dar terenul ăsta are valoare de, eu știu, 100 de mii de euro, pe care eu îi câștig în primele 2 ani din impozitul pe clădire sau din impozitul pe locurile de muncă create. Eu așa aș vedea rolul administrației locale. Dar pentru asta trebuie un pic să-i dai autonomie locală. El este un principiu prevăzut în Constituție, dar nu e real.
Practic, administrațiile locale au libertate foarte strictă. Mai nou, până și Curtea de Conturi, care verifica în anii trecuți legalitatea actelor și legalitatea cheltuirii banului public, s-au extins și se leagă chiar de oportunitatea unor investiții. Au fost cazuri în care tu ți-ai făcut un studiu de fezabilitate în ideea că dacă se vor lansa proiecte de finanțare să fii pregătit, nu neg faptul că unii au făcut afaceri din asta. Dar nu poți pentru câteva cazuri izolate să blochezi dezvoltarea unei localități. Și vine Curtea de Conturi și spune, dacă l-ai făcut, pune-l în practică. Și folosindu-te de legea responsabilității fiscale, care spune, nu-ți mai deschizi investiții noi până nu le termini pe cele începute, ei merg pe raționamentul că studiul de fezabilitate este certificatul de naștere al investiției. Deci în momentul în care ți-ai votat studiul de fezabilitate, trebuie să-i dai drumul, să faci proiectul tehnic și după care să-l pui în execuție. Nu e normal. Eu vreau să vă spun că dacă nu ai studiu făcut dinainte, în momentul în care se lansează ghidul de eligibilitate, care prevede pentru ce pot fi accesați banii, până faci tu studiu, ai pierdut sesiunea și intră cei care au fost pregătiți. De aceea eu cred că și sunt un susținător și al DNA-ului și al Curții de Conturi, pentru că s-a furat prea mult în România și trebuie să existe frica asta și responsabilitatea pentru cheltuirea banului public, dar trebuie să fie foarte atenți să nu genereze ceea ce deja eu vă spun, în România s-a generat teama de a-și mai asuma responsabilitatea. De la funcționarii publici până la cei care au destinele localității mâinilor au început să aibă teama asta de a mai face ceva să ajute. Eu cred că într-o Românie care vrea să se dezvolte, este foarte important ca autoritățile locale, indiferent la ce nivel, central, județean, local, să fie partenerii agenților economici, să-i ajute să se dezvolte, conștienți fiind că odată dezvoltați aceste agenți economici, vor crea plus valoare, vor crea locuri de muncă care vor fi impozitate, o parte din acești bani se reîntorc la bugetul local, și în așa fel poți să te dezvolți. Din păcate asta constat și văd că direcția pe care mergem e o direcție greșită. Nu știu ce putem să facem, pentru că nici nu poți să spui acum opriți anchetele, pentru că vedeți, se fură deja milioane de euro și chiar nu înțeleg. Dom'le, sunt vizați, știu că sunt urmăriți, știu că sunt înregistrate telefoane și zilnic îi arestează luând bani indirect. Lăcomia asta eu nu pot să o înțeleg. Și, din păcate, ce aici... s-a întâmplat și cu vicepreședintele de la Caraș Severin. Vicepreședintele Consiliului Județean. Da, am citit. Bun, aici e o sumă mică. Hai să vorbim de Mazăre, să vorbim de Vanghele, care sunt acuzați de milioane mică, de euro. E o sumă mică dintr-un loc, adăugată la alta dintr-un alt loc, în mod regulat, se adună. De acord. De asta vă spun, eu nu pot să înțeleg. Dom'le, opriți-vă. Sunt unii care sunt miliardari în euro și nu se pot opri. Ce fac cu atâția bani? Și din cauza acestor oameni, nu putem să adunăm bani la bugetul statului ca să ajungă și la cei care într-adevăr ar avea nevoie de acești bani. Ține milioane de oameni în sărăcie și în dependență față de stat, în loc să gestionăm marele furturi, pentru că uitați-vă și ANAF-ul. El este concentrat pe mica șpagă, pe ciubucuri, pe nu știu ce. Ați văzut că am și dat înapoi acum cu impozitarea bacșișului. Păi asta era prioritatea României acum. Eu nu spun să nu o reglementezi. Da, după un plan bine pus la punct, s-a dovedit că a fost iarăși o măsură luată pe genunchi, așa cum au fost luate și de alte guverne. Repede, repede, vedem noi cum o facem, măcar acum bine că au dat-o înapoi și și-au dat seama că e o prostie. Eu cred că lucrurile astea trebuie pregătite din timp, să nu creez foarte multă bulversare. M-am uitat și cu agricultorii. Aveam jumătate din piață, din Pecica, dar cred că e o chestiune valabilă tot cuprinsul țării. Sunt pensionari CAP. Oamenii ăștia asta au știut să facă, să lucrează pământul, să-și crească niște animale. Și din ce câștigau ei și completau lângă micuța lor pensie de 350, că e o pensie socială, da? 350 de lei. Nu poți trăi din 350 de lei. Oamenii ăștia mai făceau ceva în grădină, adică munceau. Și vindeau din produsele astea la piață. Au introdus acum o reglementare stupidă din punctul meu de vedere. Fiecare bătrânel în acesta trebuie să scoată un atestat, să scoată niște, să fie membru al unei asociații care îți percepe niște bani pentru a fi membru asociației. Să te duci la Consiliul Județean să-ți dea de acolo un atestat, să vii înapoi să soliciți nu știu ce documente și să tai la fiecare legătură de ridic bon de vânzare dacă vinzi de acasă. Deci, mi se pare absurd.
Oamenii aceștia trebuiau lăsați în pace. Și sper să se revină și la măsura asta. Pentru că dacă vă uitați în ordonanța pe care a dat-o domnul Ponta, o să constatați că amenda e mai mare pentru cel care este prins ducându-și marfa de la locul unde l-a produs către piață, decât pentru intermediarul care cumpără și vinde el după aia la prețuri mult mai mari decât câștigă agricultorul. Deci este evident că iarăși s-au întors împotriva celor mici. Eu cred că statul trebuie să gândească o acțiune de luptă împotriva evaziunii fiscale începând cu cei mari. Uitați-vă, vă dau un exemplu. S-a furat un tir cu marfă și a venit cetățeanul la mine să facă o plângere. Am funcționat la poliție. Nu avem ce să-i facem. Deci la ăștia nu le putem găsi. Credeți-mă, sunt dosare de ani de zile, nu-i putem prinde pe acești hoți. Dar îi prindem pe ăștia mici care duc ridicile de la prunt, cum îi zicem noi, de la grădina care lucrează până la casă sau până la piață. Acolo cum îi prindem? Eu cred că nu e o voință politică și nu e o voință nici măcar a celor care sunt plătiți să-și facă meseria asta. An de zile în complexul Europa se dădeau facturi care ți le completai și îți treceai ce vrei pe ele. Credeți că n-au știut? E o complicitate și, până la urmă, cred că aceste firme care dau marele tunuri au protecție politică și din cauza asta inspectorile le e frică să ia măsuri împotriva acestora și atunci se duc și ei unde pot să colecteze ceva, pentru că, pe de altă parte, există o presiune din partea guvernanților să aduci bani la buget. Efectul este că vom descuraja și pe acești oameni harnici să mai producă ceva. Pentru că cine o să se pună să facă producție și să le dea la stat banii? Bun, acum nu știu dacă în termenii ăștia trebuie să gândim. Adică dacă trebuie dați banii la stat, dai banii la stat. Nu te poți eschiva. Până la după același raționament trebuie să închidem și micile ateliere și magazinele, întreprinderile familiale. Eu vă întreb pe dumneavoastră. Sunteți PF-urile, ASF-urile. Sunteți pensionari CAP. E vina dumneavoastră că statul nu s-a gândit la vremea respectivă să vă pună să cotizați bani, să aveți o pensie din care să puteți trăi? Și sunt sute de mii de pensionari CAP. Oamenii ăștia nu știu să facă, mulți nu au școală. Nu știu nici să completeze hârtiile astea. Dar ei ce știu? Să-și pună în grădină o salată, o ceapă și să meargă la piață să o vândă ca să își facă un ban. Ați văzut deja în Ungaria, ca să vinzi o salată la piață, trebuie să tai bon de casă, trebuie să ai bon fiscal. Bun, se mai discută și nu-i firesc și așa? Nu este firesc. Dar de ce să nu fie pentru firesc? Pentru că oamenii aceștia nu pot fi... Haideți să fim serioși, sunt bătrân de 70 de ani, acum mă pun să fac școală de contabilitate cu ei. Peste tot pe altundeva se poate și la noi nu se poate. Domnule, e altă cultură. Haideți să fim serioși, după 50 de ani în care atât ai știut, asta ai făcut. Uitați-vă la pensionarii din Ungaria, au 350 odată, de lei. Odată și odată nu trebuie să schimbi sistemul. Haideți să începem să îți întorci fața dinspre Orient spre Occident. Adică, într-adevăr, vrem să fim europeni, vrem să ne integrăm. Dom'le, hai să o facem, dar de la mic la mare. Nu. Și atunci, într-adevăr, să aplaudăm cu voluptate, nu știu, dezvăluirile la televizor despre politicieni corupți, dar să ne gândim și la mica noastră corupție zilnică, cotidiană. Deci... Că e adevărat că peștele de la cap se împute, dar și acolo jos sunt nereguli, disfuncționalități. Ca principiu pot să fiu de acord cu dumneavoastră să impozităm fiecare... Dar până la urmă, oamenii aceștia sunt niște victime ale societății. Eu nu sunt victime ale societății. Eu vă mai dau un exemplu, da? Cu ziariștii care nu și-au plătit drepturile de autor și pe care guvernul vine acum să-i amnistieze fiscal. Eu sunt un ziarist care mi-am plătit drepturile de autor și mă simt în acest moment chiar înșelat de guvern în așteptările mele în ceea ce privește normalizarea situației în România. Și chiar simt că sunt între fraierii care plătesc, dezavantajați în competiția cu fraierii care nu plătesc. Același lucru poate simți oricine altcineva care ajunge într-o competiție cu, nu știu, cineva care vinde marfă fără să taie bon fiscal. Dar de ce să se ajungă la această situație? Cred că normalizarea asta trebuie să se producă la fiecare strat al societății. De ce fabrica de vagoane să fie fiscalizată și să fie controlată la sânge de 100 de ori pe an și ăla micuțul nu? Ăla să nu se supună regulilor. Toată lumea trebuie să se supună regulilor până la urmă. Domnul Andor, asta eu spuneam civilizarea altceva. Societății. Deci, eu spuneam altceva. Faptul că
începem cu cei mici și nu avem curaj să ne luăm de cei mari. Și aici nu vorbim de oameni care acum, plătesc dumneavoastră, impozite. Chiar ați văzut că încet, încet se iau și de cei mari. Da? Păi n-au fost nume răsunătoare, n-au fost arestări răsunătoare. Deci, nu se schimbă legea penitenciarelor acum, mă rog, legea penitenciarelor, legea după care pot fi scoși sau nu cu cătușe din penitenciar, pot fi sau nu pot fi ținuți în arest la domiciliu, arestați pe indicii temenice sau, eu știu, bănuieli întemeiate. Bun, acum eu nu vreau să fac cu dumneavoastră o polemică, eu v-am spus punctul meu de vedere. Atâta timp cât nu ești în stare să oprești evaziunea pe țigări, pe combustibil, pe TVA, da? Trebuie să oprești pe tot ce nu, se poate. Domnul Andă, trebuie să încep asta nu cu ce... Trebuie evaziunea să... mare nu scuză evaziunea mică să... și dacă viceversa. Dacă eu mă ocup tot personalul cu evaziunea mică, nu o să am cine Bun, să se ocupe aici, de cei... Aici aveți perfectă dreptate. Aici e vorba de felul în care se fac reformele, restructurările la nivel de ANAF, de felul în care înființezi, nu știu, o structură de control la DEVA, în care îi trimiți pe cei de la Timișoara, Arad și Reșița să facă naveta și de acolo îi împrăști prin județe. Adică în loc să pui accentul pe zonele predispuse către, nu știu, infracționalitatea de acest gen, scoți nucleul de acțiune și îl muți undeva pe criterii politice la 150 de kilometri să se plictisească antifrauda până ajunge în vamă, da? Aici aveți dreptate. Nu, da, aici noi trebuie reformele să ne uităm... și controlele ar trebui să fie gândite. Da, trebuie să... Nu, eu nu la asta m-am referit. Eu vă spun doar atât. Efectul acestei ordonanțe, din punctul meu de vedere, abuzive, va fi că micii producători nu vor, ori dispărea după piață. Eu nu cred că vor dispărea. O să vedem. Eu vă garantez asta. Deci veniți cu mine, vă chem acum la piață și o să vedeți mesele goale unde erau acești... și oamenii ăștia n-au cum să trăiască în 350 de lei. Hai să fim serioși. Vor fi o povară pe familiile lor și ceea ce nu și-au dorit. În schimb, vom merge să cumpărăm toate lucrurile astea la supermarketuri, domnul la prețuri Cionca, mult mai mari și de o calitate... Nici măcar în Croația nu au dispărut, nicăieri nu au dispărut, numai de la noi vor dispărea. Da. Domnul Ando, mergeți în Ungaria să vedeți cum începe sezonul, toată lumea pe câmp, pun cartofi, pun morcovi, pun ceapă, pun usturoi, hai să fim serioși. Și noi aducem prin metode de-astea... Pentru că suntem proști, domnul Cionca. Noi ce facem? Punem porumb, punem orz, punem grâu. De ce le punem culturile astea? Pentru că aici se poate lucra cu utilaje și nu mai vrea nimeni să muncească, să transpire acolo. Păi și nu trebuie să ne schimbăm încet, păi, încet tineretul, și să ne reorientăm? Eu vă spun acum, tineretul nu dorește să mai lucreze în domeniul acesta, iar cei în vârstă nu mai pot. Vedeți în câte dacă direcții nu... se poate ramifica o discuție. E adevărat. Văd, e adevărat, văd, că, eu vă spun adevărul, e adevărat că tineretul nu dorește, dar până la urmă și tineretul trebuie să fie canalizat spre ceea ce trebuie să se întâmple în țara eu asta. Eu vă spun eu cum trebuie canalizat. Lasă-le, domnule, facilități. Motivează. Da, dă-le facilități. Ce facilitate, le-a dat ANAF de pune impozit? Dă-le ceva prima dată. Haideți să fim serioși. Deci vii să pui impozite, nu-l ajuți cu nimic și după aia începem exact cu cei care sunt cei mai săraci să impozităm. Acum că nu-i ajuți cu nimic, există subvenții pentru fermele au, de subsistență. Au acces. Stați puțin. Domnul Andrei, trăiți în lumea asta. Deci cum eu vă... Păi ascultați-mă asta, puțin. Un pensionar CAP. Da? Dar dacă vreți orice familie de la țară, de unde are el bani înainte să pună într-un proiect de finanțare? Funcționează un sistem de creditare în România? Deci noi acum vorbim despre tine și peste 10 secunde mă întrebați nu, dar vorbim de tineri. De unde are un tânăr să-și pună? Știți că pe fonduri europene prima dată pui tu banii și după aceea ți se restituie dacă ai îndeplinit toate condițiile nu legale. Nu știu, domnul Cionca, de unde are bani. Păi statul ar trebui să financeze. Pentru mine este o surpriză că un tânăr are bani să umble la terasă, are bani să umble cu mașini scumpe, care dar nu are bani... aceia care păi, nu vor agricultură? Haideți să mergem și să-i vedem. Nu o să vedeți de la țară oameni. Bun, haideți să fim serioși. Eu nu contest că ea vor agricultură credeți sau că nu vor agricultură. Copiii acestor vipuri care vin pe terasă vor veni să facă agricultură și scriu proiecte de finanțare? Eu vorbesc de lumea aia rurală, care n-au nicio șansă și vă spun... Lumea rurală care se depopulează și vine spre oraș. S-a înființat un fond de garantare care ar fi trebuit să le dea banii aceștia cu o dobândă subvenționată. Avem două bănci românești care ar fi trebuit să asigure finanțare. Eu vă spun, am avut un grup de producători la Curtici, oameni harnici care aveau sere și au făcut un depozit ca să poată să-și valorifice marfa. Ani de zile au fost chinuiți până când au desființat. Nu există un interes să ajuți țăranul să se dezvolte. Nu, nici sistem măcar de deduceri nu avem, cum au nemții. Dă-i dreptul să, din ce își produce el să nu plătească impozite ca să se poată dezvolta. Toate sunt povești pe hârtie. Când te duci în practică, te lovești de funcționari, te lovești de corupție, te lovești de interese. Aveți
Vă dau dreptate, aici vă dau dreptate, dar aveți parlamentari. Ce să facă parlamentarii? Păi, să promoveze legi. Și legile alea sunt aplicate... Să încerce să schimbe situația. Să știți că se tot dau legi, se tot, din punct de vedere legislativ, suntem acoperiți. Problema este când te lovești de funcționarul respectiv, de mentalități. Uitați-vă, ați scris un proiect, ați depus vreodată, să vedeți cât te împiedică, câte lucruri îți apar pe parcurs, că te demotivează să mai faci proiectul respectiv. Am scris și știu. Și faceți comparația cu Ungaria, să vedeți cum se dau de ușor acolo banii. Bun, domnul Cionca, și atunci ce facem? Asistăm pasiv la depopularea statului? Nu asistăm. Eu acum la din faptul opoziție, că se duce totul de râpă? Eu acum din opoziție nu pot decât să critic și să propun soluții. Nu trebuie să criticați. Deci chiar nu trebuie să criticați. Noi să puteți să intrați într-un parteneriat activ dacă își dorește și cei de la putere și aici îmi pun să vă dau un exemplu. Dar S-a făcut o dezbatere acum pe codul silvic, da? Dom'le, PNL-ul vine și spune, la articolul 20 avem un amendament și noi, în tot codul ăsta. Îl retrimiteți la comisie să discutăm, știți, cu suprafețele sub 10 hectare. Sfidarea. Nu vor să discute cu tine, au majoritate în Parlament și spun, dom'le, PNL-ul se opune codului. Dom'le, nu ne opunem întregului cod. Dar dacă eu constat că e un articol aberant acolo, pe care tu, Ponta, ai fost de acord când ministrul PNL a făcut acest cod și l-ai susținut și ai spus că e ok. Astăzi sunt alte interese și din dorința politică de a manipula pe cei de bine intenționați care susțin acest cod, vii și spui, PNL-ul nu e de acord cu codul și cu prevederile bune din cod. Nu, noi suntem de acord, dar hai să-l facem bun. Dacă ne-ar respecta ca opoziție, ar face acest efort, să modifice și articolul 20, mai ales că e un lucru bun pe care îl vrem, să nu se permită defrișări abuzive. Dar preferă să intre într-o luptă politică care să ajungă la președintele țării, care e acuzat că sprijină nu știu ce firmă austriacă și așa mai departe. Din păcate, asta este politica la București și orice parlamentar bine intenționat ar fi, nu ai forță să treci de conducerea partidelor. Uitați-vă ce se întâmplă. Domnule Liviu Dragnea, condamnat penal, da? Sentință de condamnare, un an cu suspendare, o sentință blândă din punctul meu de vedere, dar până la urmă e penal. Stă pe funcția de vicepremier și ministru al celui mai important minister. Da? Păi dacă era demisia. Elena Udrea... Dar nu și-a dat demisia? Domnule, când și-a dat demisia după ce a primit sentința? Asta e o țară democratică. Domnule, când planează o suspiciune și e clar că erau elemente clare din care rezulta că ai comis niște infracțiuni, pleci de acolo. Că l-a mai avut pe Relu Fenechiu, a mai avut miniștri... Prezumția de nevinovăție, domnul Cioca. Domnule, prezumția de nevinovăție poate să funcționeze, sunt absolut de acord și astăzi... Până la sentință. Ascultați-mă, și astăzi, stați puțin că mai are căi de atac, și astăzi putem să vorbim de prezumția de nevinovăție. Dar noi vorbim de morală. Cum să lasă un ministru să împartă fonduri întregii țări când el este anchetat? În momentul în care are o astfel de anchetă pe capul lui, nu mai e normal să gestioneze domnul banii țării. Uitați-vă, deci, ministrul aici, finanțelor... Într-adevăr, deci putem ramifica discuția, dar despre morală la vârful politicii românești, deci chiar e inutilă discuția. Eu nu știu unde căutați noastră morala. La vârful politicii românești. Da. Nu există. Din punctul meu de vedere, nici în stânga, nici în dreapta, la vârful politicii românești. Ne complacem și devenim imoral tot? Nu știu ce faceți noastră. Noi criticăm presa, dar dumneavoastră trebuie să faceți schimbarea din interior. Noi nu putem să schimbăm lucrurile din exterior. Deci, după cum vedeți, pune presiune, dar suntem acuzați de răutate. Deci, după cum vedeți, noi la Arad, că eu nu pot să vorbesc la nivel național, noi la Arad cred că suntem un caz fericit. Am fost ocoliți de marele scandaluri de corupție. Avem 54 de primari din 78 care, în afara unor anchete abuzive din partea domnului Ponta, soldate până la urmă cu neîncepere urmăriri penale, nu putem spune că s-a întâmplat. Vedeți să avem arestări. Când ceilalți sunt anchetați, trebuie să-și dea demisia că prezumăm că sunt vinovați și imorali, chiar dacă nu sunt vinovați. Când ai dumneavoastră sunt anchetați, atunci anchetele sunt abuzive, păi, și comandate de Victor Ponta. Acum nu puteți, dar dumneavoastră credeți că Victor Ponta îl cunoaște pe primarul din nu știu ce localitate? Da. Nominal, punctual? Da. Eu nu cred. Da, uite, eu vă spun cazul meu. 8 luni Corpul de control al domnului Ponta a anchetat o investiție făcută de Inspectoratul Școlar Județean în localitatea unde am fost eu primar pe vremuri și s-au întors până în 2006 și anul ăsta, da? Asta vorbim. Pentru care Victor Ponta cea personal cu dumneavoastră. Am candidat europarlamentar și doamna Dacian a fost marele candidat
pe regiunea de vest. Domnul Cioncar, dumneavoastră credeți că... Da, eu vă întreb, de ce... Ați candidat pe un loc neeligibil. Care loc neeligibil? Locul 8 este neeligibil? Da, în contextul acela era neeligibil. Daciana Sârbu a candidat... Daciana Sârbu atunci dați-mi dumneavoastră un argument. Ar fi intrat oricum în Parlament dacă pleca în concediu. Dați-mi un argument. De ce trimiți 8 luni, n-ai ce să faci cu corpul ăsta de control, îl trimiți să ancheteze o investiție, singura școală? De ce n-au făcut 10 școli, 15 școli? De ce fix în investiția acolo unde a avut candidat? Eu așa trag eu concluzia. Poate greșesc, dar nu văd nicio rațiune. Dom'le, du-te, anchetează în Oltenia, la tine acolo, de unde ești deputat, că se fură bani din toate deconcentratele alea și ai ce să recuperezi. Vii să discutăm acum că am făcut nu știu ce plăți ilegale de 1700 de euro. Asta a fost acuzația la adresa mea. Am plătit două studii, unul geo și unul de rezistență și două avize la Sanepid și la pompieri. Și asta este marea... Mă trimite la DNA acum să fiu anchetat că am plătit 1700 de euro fără contract. Dar eu fac contractul, face inspectoratul. Și inspectoratul este vinovat doar domnul Iordan. Au trecut vreo câteva luni de zile de când v-am adus în atenție acest dosar. Ați mai auzit ceva despre el? Domnul Iordan lucrează acolo, inspectorul domnul Mladin este confirmat pe funcție, nimeni nu dă o explicație, măcar presei. Și domnul Ponta, actor politic, are un corp de control care se joace. Ia să vedem, cine mai zice ceva de mine prin Arad? Mă duc acolo. Ba, da, asta credeți că se întâmplă, domnul Cioncar? Trageți dumneavoastră concluziile, eu vă întreb pe dumneavoastră. Păi așa, corpul lui de control trebuie să fie minge de ping-pong în toată țara, în toate județele statului. Uitați-vă unde a fost trimis, la Târnova și la Pecică. Mai ziceți-mi localități în care a fost trimis. Mă, acum, la Târnova este chiar scandalos ce se întâmplă. Dar la Zărand? Nu știu, la Zărand am văzut... Avem un primar condamnat din arcul guvernamental. La Zărand am văzut că dacă prefectul ar fi mai ferm și și-ar dori să tranșeze situația, nu ar mai fi existat primar probabil pe funcție. Și de ce nu-i ferm, domnul prefect? Nu știu, întrebați-l. Pentru că sunteți, sunteți parteneri politici, adversari politici. Pentru că domnul prefect, din păcate, în loc să reprezintă cetățenii din Arad, reprezintă guvernul în lupta cu cetățenii din Arad. Vă dau un exemplu. S-a schimbat majoritatea politică în câteva localități și ultimul exemplu este în Macea. Această majoritate și-a pus conform legii un viceprimar. L-a lăsat câteva luni de zile și după 4 luni vine și-l atacă. Spune, domnule, este ilegală pentru că au schimbat un viceprimar PSD. Vi se pare o acțiune prioritară pentru domnul prefect? Asta era... menirea lui să vină să contrazică voința locală? Dar nu-i scriu eu agenda prefectului să știu ce e prioritar sau ce nu e prioritar. Prefectul. În schimb, un primar cu condamnare penală stă pe funcție, bine mersi, și pune în pericol bugetul și localitatea respectivă. E normal? Am sentință penală și eu sunt primar mai departe? Eu sunt primul care susțin că nu e normal. Și de ce nu ia măsuri prefectul? Că tot dumneavoastră ați ridicat problema. Păi din nou vă spun, pentru că nu-i scriu eu agenda. Nu, pentru că domnul prefect e ocupat să fac, nu știu, să execute comenzile politice. Bun, domnul Cionca, vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat invitația noastră. Sigur că ar mai fi fost multe de discutat, poate o facem altă dată, de pildă despre felul în care orașele mici vor avea de suferit sau nu vor avea de suferit, în orice caz care vor fi consecințele realizării autostrăzilor. La un moment dat, vestul României va avea autostradă, zice-se că, iată, în această vară, iunie, iulie, dar cine știe, deja eu nu mai cred în termene, niciun fel de termen legat de lucrările de infrastructură. Ce se va întâmpla cu Pecica, ce se va întâmpla cu Nădlac, ce se va întâmpla chiar cu Lugojul, ce se va întâmpla cu localitățile care înainte erau localități de tranzit, cu toate avantajele pentru mici întreprinzători care derivă din acest statut, iar de peste câteva luni se vor trezi că sunt ocolite la mare distanță de autostradă pe care nimeni nu se mai oprește nici măcar să se uite spre micul restaurant unde odinioară lua masa sau, cine știe, spre altă afacere pe care o alimenta cu banii săi. De asta va fi probabil o altă discuție dacă o acceptați. Vă mulțumesc încă o dată pentru că ați fost alături de noi în această seară. Doamne și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Ne revedem mâine seară la ora 20 la România la zi. Până atunci, rămâneți cu bine!